Oxicodona este viața noastră. Noi nu suntem toxicomani, noi suntem oxicomani. Acest filmuleț a fost făcut, susțin investigatorii de ICOT, în aprilie 2023, la o petrecere organizată de Vlad Pascu, la el acasă. Substanțele puse la dispoziție au fost medicamente precum oxicodonă, Xanax, cannabis și metamfetamină. Unul dintre martori a povestit ce s-a întâmplat în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2023, în casa în care a avut loc consumul de droguri. Vlad Pascu m-a dat oxicodonă și o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu pe masa din camera lui, era pisată mai mult oxicodonă, nu știu cam câte pastile, dar toți am prizat de acolo. De asemenea, a luat mai multe capsule din niște vitamine, le-a golit conținutul, în ele a pus oxicodonă pisată, amestecată cu pulbere de metamfetamină cristal și încă ceva, dar nu știu ce, apoi mi-a oferit o astfel de capsulă și a luat și el una. Vlad considera aceste capsule formate din amestec drept ceva special și de aceea mi-a oferit numai mie și a luat și el, fără să mai dea și altora. După ce ne-am drogat în acest mod, ne-am plimbat cu bugicarul în zona tipografilor și ne-am urcat cu mașina pe linia ferată. Printre invitați a fost și Tudor Duma, zis Maru. Unul dintre cei care îi vindea drogurilor, Vlad Pascu, susțin anchetatorii. Maru e acum arestat. Cu o seară înainte de percheziții, tânărul a intrat în incinta spitalului Floreasca pentru a fura medicamente cu efecte psihoactive. Păi, sunt rupt în gură de Xanax și beat. M-am strecurat în spitalul Floreasca, pam, un, trei, un, doi. Ți înțeles? Ce medicamente fur și de aici, ce asta oare? Punta aici ca la mine acasă, bă. În cursul escapadei în spital, Maru a transmis câteva mesaje descifrate de expertul antidrog Cătălin Tsone. Pe patru dintre degete erau scrise cifre, cifre care au o semnificație clară, știută, chiar internațională, este un cod împotriva autorității. Practic, acele cifre reprezintă literele alfabetului englez care duc către inițialele știute All Cops Are Bastards, adică toți polițiștii sunt nemernici. Un alt mesaj ar fi un îndemn la consumul de droguri, susține același expert. Gestul sfidător la adresa poliției e însoțit de ofertă, doze sau pastile, propunerea de a fi consumate și de a se obține efectul dorit sau într-o exprimare mai puțin formală, de a se face praf. Distracțiile condimentate din plin cu substanțe interzise au dus și la momente jenante, în care, spun surse judiciare, același Maru a determinat un consumator să joace rolul unui animal de companie. Culcat? 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 Bravo! Maru, dealerul de la care cumpăra stupefiante Vlad Pascu, e acuzat de trafic de droguri, dar și de deținere pentru consum propriu, precum și de încălcarea regimului armelor și munițiilor. Alături de el, în arest pentru 30 de zile, sunt și alți doi dealeri, frații Constantin, dar și mama lui Vlad Pascu, acuzată de influențarea cel puțin unui martor și amenințare. Avocatul acesteia a contestat deja decizia judecătorilor.